Inspector general Vasile Marcu nu este aici, aș dori să mulțumim și inspectoratului școlar cu care avem un protocol de colaborare și care ne-a sprijinit pe tot parcursul anului trecut în implementarea activităților pentru tineri. O să vin pe domnul Vasile pentru a prelua domnul Vasile Marcu. Doamna inspector școlar Suzana Gălățan, care ne-a sprijinit în acțiunile pe care le-am avut, inclusiv în ultima acțiune, acum care mi-e foarte fie minte, Carnavalul Statelor Membre, unde am avut aproape 100 de copilași și cred că a fost o activitate foarte bună. Mulțumim frumos și contăm pe dumneavoastră și pentru anul viitor. Doamna profesoară Monica Buboli, care chiar dacă acum temporar nu este în activitate, își găsește timp să vină pe la noi, să ne mai întrebe, să vedem ce proiecte am putea construi împreună, astfel încât mulțumim foarte mult pentru ajutor și domnul inspector școlar Ioan Costea. Vrem să faci lucrurile bine, zic că întotdeauna e loc și de mai bine. Și ne învățăm asta întotdeauna. Domnul inspector Macedon Retegan, care a fost întotdeauna alături de noi și ne ajută atunci când avem de jurizat lucruri care țin de artă, de un ochi format, pe care poate să ne mulțumesc foarte mult, sunt foarte onorat. Aș vrea să spun că inspectoratul școala chiar prin numele inspectoratul, adică este subordonat de Ministerul Educației și Cercetării din România. Tema de anul ăsta a fost foarte ușoară. Anul viitor, probabil că să o luați foarte serios. Pentru că este altceva. Nu este creativitate, este ajutor și poate că intră în conceptul de responsabilitate socială. Mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim foarte mult. Valijoara pedagogică, un instrument pe care l-am creat anul acesta pentru copiii din clasele, până la clasa a patra, pentru a începe să învețe ce înseamnă Uniunea Europeană. Astfel încât contăm pe sprijinul dumneavoastră în continuare, mai cu seamă că te-am și implicat în câteva proiecte ale cărților didactice de la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, dar vreau să spun că școala practic e o relație de sinergie cu Centrul Ioroc Direct și profesorii și beneficiarii direct sunt elevii școlii distanțele și nu putem să ne gândim așa mult în tașa pe acest. Doamna profesoară Anca Mariș, Colegiul Național Andrei Mureșanu. N-a venit. Doamna profesoară Simona Belea, directorul. Foarte multe activități am derulat și cu grupul școlar agricol, au fost și foarte mulți tineri acum. Suntem foarte mulțumiți și sperăm într-o colaborare viitoare. Și eu vreau să vă mulțumim mai mult pentru colaborare, să și frumoasă colaborare cu anul pe instituția dumneavoastră, că v-am sigur de asemenea. Și vreau să vă felicit pentru că v-am sunt acțiunile pe tine. Mulțumim frumos! Doamna profesoară Maria Roncan Pop. Grupurile ECO, concursurile, avem de evenimente împreună. Mulțumim frumos pentru sprijinul onorată și vă asigur că vom colabora. Mulțumim frumos!
de ideile lor, astfel încât se pare că ne-am greșit când am creat această, când l-am invitat pe Daniel să fie parte din, din comisie. Mass media. Mass media a fost anul trecut alături de noi, sperăm că va fi și în continuare, pentru că este un vector foarte important prin care comunicarea europeană este transmisă către grupurile noastre țintă. Dorim să le mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-au acordat anul trecut și am pregătit câteva premii pentru dânsii. Cotidianul Mesager. Dacă vă vine doamna Dorișoara, doamna Florina Bor, și nume propriu, Florina a fost alături de noi în majoritatea activităților pe care le-am realizat, astfel încât va prelua două diplome. Diploma proprie și diploma pentru viață. Și noi mulțumim foarte mult! Și doamna Carmen Dulce. Mulțumesc și eu, Elena Borbos, pentru că Elena cred că este una dintre puținele persoane care a înțeles că devine în rolul unui conducător de centru. Ce face? Postului de televiziune, ASTV. Este și va fi alături de noi întotdeauna. Mulțumim frumos! Ridic această ciclonă, care ea aparține colectivului. Noi am fost colaboratorii de la urmă de mărțișare și, de fapt, provocările va apărea.